Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Moldova, să revenim. Program de reeducare a șoferilor care conduc în stare de ebrietate și datele arată că acest program a determinat scăderea masivă a recidivelor. Deci ăștia care beau și după aia sunt amendați și se urcă din nou bez la volan. Inițiat în 2019. Până în 2018, rata de recidivă depășea 40-50%. Adică îl prindea beat, îi dădea amendă și într-un caz din două... Și l-a la loc la volan. Exact. Aproape jumătate își repeta o fapta. Unul dintre responsabilii din domeniu, din Republica Moldova, explică de ce sistemul pe bază de amenzi nu funcționa. Chiar dacă astea ajungeau, atenție, până la 2000 de euro. Citez, cei care aveau bani, plăteau amenzile, ulterior recidivau. Se urcau din nou bez la volan știind că pot să scape cu amendă. Ăia care n-aveau bani, pur și simplu nu-i interesa. Și se acumulau zile de-astea de închisoare contravențională și, na, până la urmă făceau ceva și ajungeau la închisoare contravențională sau făceau servicii pentru comunitate. Dar nu erau descurajați. Și, în cazul ăsta, iată ce se întâmplă. Șoferul e prins beat, trebuie să plătească costul programului de reeducare. 4.000 de leuți. Înțeleg că românești. După care, timp de 3 luni, participă la diverse acțiuni în 12 sesiuni. Două dintre acestea sunt la morgă. Timp de 5 ore, reeducatul este obligat să asiste la autopsie, toaletare, pregătirea cadavrului pentru a conștientiza care sunt consecințele conducerii în stare de ebrietate. Și presupun că este vorba de victime din accidente rutiere. Deci iau pe matoi și spun, uite ce se întâmplă dacă mai bei. O să ajungi aici sau o să faci asta? Și nu știu câți dintre voi ați fost la morgă, eu ca reporter am fost la morgă cu, na, pentru niște reportaje și e un spectacol de neuitat din punctul ăsta de vedere. Efectele în Moldova. De la implementarea acestui program, mai avem un singur caz de recidivă. Un caz din 600 de subiecți care au parcurs programul probațional, spune același responsabil. Foarte tare. Deci un caz din 600, înainte ar fi fost 300. Și au scăzut la unul că îi duc la o morgă și le arată. Serios, mi se pare foarte tare. Bun, eu tot cred că unii se duc și pentru formula acolo. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.